cât mai multe persoane testăm, cu atât posibilitatea de a determina acele persoane pozitive și de a izola la timp pentru a preveni infectarea altor persoane, aici este un avantaj. Dar iarăși, din nou, testarea tuturor persoanelor nu este cost-eficientă. Deci noi putem să testăm astăzi el să fie negativ, dar mâine el este pozitiv, pentru că nu știm. De fapt, este cunoscut că antigenul poate fi depistat după o săptămână. Respectiv, după o săptămână de la contact, noi am putea să facem acea testare și să vedem dacă este pozitiv sau nu. Dacă noi facem imediat după contact, atunci testul o să fie negativ și nu are rost să facem testele la fiecare persoană. De aceea s-a recurs să facem testarea doar la cei care deja au semnele clinice. Și în situația în care o avem astăzi, posibil au intrat și cei care sunt fără semne clinice. Dacă vorbim despre situația care ne așteaptă pe viitor, sigur că au fost deja estimate niște cifre, că putem ajunge la 28.000 de cazuri, dar iarăși din nou foarte mult depinde de respectarea celor măsuri care au fost recomandate de către Ministerul Sănătății, Agenția Națională de Sănătate Publică, și dacă noi le respectăm aceste măsuri, noi am putea să ajungem la un apogeu în lunile mai cel târziu, da? Sau sfârșitul lunii aprilie. Asta ar fi un scenariu... Totuși, sărbătorile pascale vor avea un impact. Da, vor avea un impact. Respectiv, asta ar fi un scenariu ideal. Atunci când noi ascultăm, stăm acasă, respectăm distanța socială, acea mască de protecție când suntem în locuri aglomerate. În acest caz noi am putea ajunge la acel scenariu ideal și să trecem de această epidemie mai repede. Atunci când noi nu respectăm acea distanță socială și toate măsurile recomandate, noi am putea ajunge la un impact mult mai mare, cu un număr de cazuri mult mai excesiv și să ajungem cu epidemia chiar și până în lunile iulie.